Atenție, sosesc oficialitățile. Doamnelor și domnilor, se intonează imnul național al României. Ceremonia militară continuă cu oficierea serviciului religios. Salutăm pe oficialitățile militare, domnul general, domnii ofițeri și subofițeri. Salutăm pe preoții, părintele Protopop și preoții din Comuna Cordun. Salutăm domnii profesori, directori și elevi, iubiți credincioși, astăzi, în Ziua Armatei, ne-am adunat să facem o rugăciune de binecuvântare pentru Armata Română. Biserica a fost totdeauna alături de armată, fie în timp de pace, fie în timp de război. Iată de aceea și astăzi suntem alături de Armata Română, rugându-ne ca să pentru Armata Română. Ne vom ruga și pentru sufletele eroilor. Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea Lui. El ne luminează calea vieții, veșnică este îndurarea Lui. Să ne rugăm. Părinte Ceresc, Fiul Tău și-a pus mâinile de binecuvântare pentru toate popoarele, peste toți oamenii. Te rugăm, Dumnezeule Preasfânt, întinde-ți mâinile Tale pline de binecuvântări peste Armata Română, ocrotește de orice rău și dăruiește-le binecuvântarea Ta. Domnul să vă binecuvânteze, să vă ocrotească, Domnul să vă arate o față senină, să aibă milă de voi, să fie alături de voi, să vă durească pacea și bucuria.
Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai chemat pe toți ca să împlinească funcții diferite. I-ai chemat pe oameni ca să fie soldați. Rămâi mereu alături de slujitorii Tăi în iubirea Ta. Te rugăm, ferește de orice rod rupești sufletesc. Ajută-i ca înaintând în vârstă să crească înțelepciune și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Și acum împreună să ne rugăm rugăciunea pe care ne-a învățat-o Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl nostru. Dumnezeule prea bun, îți mulțumim pentru binecuvântarea ce le-ai dat-o, însoțește-i în serviciul lor pe drumul vieții și ajută-i să ajungă odată la Tine în ceruri, pentru a Te putea lăuda în vecii vecilor. Amin. Ne rugăm pentru sufletele eroilor noștri, ca bunul Dumnezeu să-i conducă în lumina cerească. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Doamne, miluiește-i! Hristoase, miluiește-i! Tatăl nostru! Să ne rugăm, Dumnezeule, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm prin acest mister să-i dezlești pe toți răposații, pomeniți de orice legătură a morții, să-i primești în ceata aleșilor Tăi prin Hristos, Domnul nostru. Odihna veșnică dăulor, Doamne, și lumina fără de sfârșit să se odihnească în pace. Binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra noastră, să rămână pururea cu noi. Amin. Doamnelor și domnilor, adresăm rugămintea domnului Adrian Ciobanu, primarul comunei Cordun, să ia cuvântul. Bună ziua și bine ați venit la sărbătoarea dedicată Armatei Române în anul centenarului Marii Uniri, aici la Monumentul Eroilor din satul Pildești. Urez bun venit în comunitatea noastră domnului colonel Romică Burcuș, reprezentantul statului major
al forțelor terestre române. Bine ați venit în comunitatea noastră, domnule colonel. Urez bun venit în comunitatea noastră domnului comandant al batalionului 634 Petrodava Piatra Neamț, domnului locotenent colonel Gabriel Vrabie. Urăm bun venit în comunitatea noastră domnului colonel Croitoru Petre, comandantul bazei 3 logistice Roman. Salutăm prezența în mijlocul nostru al tuturor ofițerilor și subofițerilor de la toate batalioanele și garnizoanele din țară. Mulțumesc tuturor preoților care astăzi la ceas de sărbătoare sunt prezenți în mijlocul nostru. Părintelui paroh Ciobănică Andrei, paroh la parohia romano-catolică din satul Pildești. Părintelui Dragoș Munteanu, protopop în episcopia Romanului și Bacăului, preot paroh la biserica ortodoxă din satul Cordun. Părintelui Trofin Romeo, paroh la biserica ortodoxă din satul Simionești. Vă mulțumesc tuturor preoților care sunteți prezenți aici astăzi în mijlocul nostru. Salutăm prezența în mijlocul nostru a tuturor consilierilor locali ai Comunei Cordun. Mulțumesc pentru prezență profesorilor și învățătorilor de la școlile din comuna noastră, tuturor locuitorilor satului Pildești, respectiv locuitorilor din Comuna Cordun, și nu în ultimul rând, tuturor copiilor din comunitatea noastră prezenți aici pentru a aduce un semn de omagiu și recunoștință Armatei Române. Doresc ca sărbătoarea de astăzi să aducă în sufletul și în inima noastră respect pentru sentimentele de patriotism, dăruire, jertfă și unitate. Patriotismul îl definim ca fiind acel sentiment de dragoste față de neam, de neamul românesc, și nu ura împotriva altor națiuni. Nu înseamnă faptul că suntem mai buni, dar înseamnă un îndemn pentru a deveni un popor demn și respectat de toate națiunile. Doresc ca astăzi, de Ziua Armatei Române, să se nască în sufletul copiilor aici prezenți și, de ce nu, și în sufletul nostru, acel sentiment de dăruire, jertfă, recunoștință, iubire față de tot ceea ce este românesc, frumos și curat. Consider că sentimentul de patriotism reprezintă acea trăire din sufletul unei națiuni care ne arată forța națiunii. Cu cât sentimentul de patriotism este mai dezvoltat în sufletul nostru, cu atât națiunea noastră este mai puternică. Astăzi sărbătorim Armata Română și aducem un omagiu militarilor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpul de luptă, pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. Închinăm acest eveniment în anul centenarului Marii Uniri în semn de respect și recunoștință Armatei Române pentru jertfa soldaților români căzuți la datorie, ale căror fapte de eroism au făcut posibilă Marea Unire a Românilor de la 1 decembrie 1918. Jertfa lor pentru țară a făcut să tresară în noi un sentiment de unitate, de dragoste pentru neamul românesc. Doresc ca acest moment
să fie unul de dragoste, unitate pentru toți românii, un moment de omagiu pentru eroii neamului, dar și un punct zero care să ne mobilizeze pe toți în lupta pentru dezvoltarea și consolidarea României. Cu ocazia acestei zile, să aducem un moment de omagiu celui care a fost general de brigadă Soce Adrian, fiul al satului Pildești și al comunei noastre, care în cursul anului 2018-2017 a fost răpus de o boală fulgerătoare. A vrut dintotdeauna să trăiască un astfel de eveniment în localitatea natală, dar cu părere de rău nu a mai apucat. A luptat pentru o Românie puternică, unită și demnă în fața altor națiuni. Dumnezeu să vă aibă în pace, domnule general. Mulțumesc domnului comandant al batalionului 634 Petrodava Piatra Neamț și tuturor celor care au participat la organizarea acestui eveniment aici la Monumentul Eroilor din satul Pildești. În încheiere, țin încă o dată să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, în acest loc, și vă asigur de întreaga mea prețuire. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, adresăm rugămintea domnului colonel Romică Burcuș, locțuitor pentru operații și instrucție al șefului statului major al forțelor terestre, să ia cuvântul. Domnule primar, onorată asistență, dragi camarazi, an de an la 25 octombrie, Armata României, model de dăruire fără rezerve pentru asigurarea continuității noastre pe un spațiu ce ne-a fost dat de Dumnezeu într-un timp imemorial, își cinstește cu mândrie trecutul de luptă și de jertfă. Factor de echilibru, stabilitate în societate, sprijinul cel din tâi și cel din urmă noi neam, Armata României este instituția fundamentală a statului, cu rol esențial în apărarea intereselor vitale ale poporului român. La 25 octombrie, sărbătorim Ziua Armatei României, aniversându-se astfel victoria finală pentru eliberarea Transilvaniei de Nord în anul 1944. Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet, ziua de 25 octombrie este o zi de glorie și de cinstire pentru eroismul și jertfele prin care de-a lungul vremii oștirea noastră și-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a statului român. Să ne înclinăm așadar cu recunoștință în fața memoriei eroilor care s-au jertfit pentru eliberarea ultimei brazde de pământ românesc, să aducem omagiul nostru tuturor veteranilor de război care au slujit cu credință și onoare națiunea și statul român. În panteonul eroilor Armatei României se înscrie și domnul general Adrian Soci, născut în localitatea Săboani, județul Neamț, la data de 25 martie 1965 și a dedicat viața carierei militare absolvind liceul militar Ștefan cel Mare din Câmpul Moldovenesc în 1983, școala militară de ofițeri activ din Sibiu în 1986, facultatea de comandă și sta major trupe de uscat a Universității Naționale de Apărare în 1994 și diferite cursuri de specializare. Demn de menționat este faptul că a parcurs cu strălucire toate treptele ierarhice ale gradelor și funcțiilor militare, de la locotenent la general de brigadă și de la comandant de pluton al locțitor, comand divizia. Cei mai destoinici și curajoși bărbați ai țării aleg meseria armelor și își dedică existența apărării patriei și intereselor poporului român. Din rândul acestor bravi bărbați a făcut parte și camaradul nostru de arme, minunat profesionist și patriot, care ne-a părăsit fulgerător. Îndelungata sa activitate în slujba patriei, generalul Adrian Soci nu a știut să spună niciodată nu se poate și a găsit întotdeauna calea cea mai bună pentru a-și face cu prisoțință datoria de a servi patria sub tricolor, făcând cinste instituției militare și familiei sale. S-a îndreptat către eternitate, lăsând în urmă o impresie puternică asupra tuturor celor care au prilejul să-l cunoască. Este o pierdere grea pentru familia dumnealui, dar nu în ultimul rând și pentru cealaltă familie, Armata Română, a cărei uniformă a purtat-o cu atâta dragoste și respect.
ne plecăm frunțile în fața personalității domnului general Adrian Soci, aducându-i un bios omagiu. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, urmează depunerea coroanelor de flori la Monumentul Eroilor. Vă reamintesc că ordinea a fost stabilită de către organizatori în conformitate cu legea numărul 215 din anul 2016 privind ceremoniile militare. La Monumentul Eroilor se depune coroană de flori din partea primăriei și Consiliului Local Cordun. Monumentul Eroilor se depune coroane de flori din partea statului major al forțelor terestre. Doamnelor și domnilor, ceremonia militară dedicată eroilor din localitatea Pildești se încheie cu defilarea drapelului de luptă al batalionului 634 Infanterie Petru Dava din Piatra Neamț și a gărzii de onoare comandată de major Cristian Magdici. Să asistăm la defilare. Defilare va avea loc pe arteria principală.